And the kingdom of God. If you have your Bibles, look with me, if you would, to the book of Luke and chapter 14. Because there we're going to see that same connection revealed to us in the New Testament. We see in that first verse. That Yeshua, that is Jesus, was invited to a Sabbath meal. This meal took place at an important leader's home. Masă de avea loc în casa unui lider important. The term Sabbath is also related to holiness. Cuvântul Sabat este uh, uh, de asemenea uh, are de a face cu cuvântul cu conceptul de sfințenie, sfințire. Și cu toate acestea vom observa că Isus a fost invitat la această masă de Sabat nu cu un scop sfânt. De fapt cel care l-a invitat a vrut să creeze oportunitate să-l discrediteze pe Isus și cuvintele lui învățătura lui. They to pull him down than lift up. Vroiau să l tragă în jos mai degrabă decât să ridice pe alții sus. At the end of verse 1, notice that they paid attention Uitați-vă la sfârșitul versetului 1, se descoperă acolo intenția cu care l-au invitat. Fariseii îl pândeau de aproape. Și în versetul al doilea, întâlnim un cuvânt foarte important. De obicei, este tradus cu termenul iată, deși în traducerea noastră nu apare This word has an important purpose and that is to tell us to pay attention to what follows. Cuvântul acesta este foarte important în limba ebraică pentru că subliniază acest lucru. Atenție, ceea ce urmează este foarte important. Toată atenția. Behold there was a man there whose body was swelling up with water. Și iată Înaintea lui era un om bolnav de dropică sau hidrofizie. Trupul îi se umfla cu apă. This disease is very, very painful. Această boală este o boală foarte dureroasă. Acum, cu toții știm că exista o interdicție ca în ziua sabatului să faci vreo muncă.

Dar vom vedea că Isus nu a stat să frământe planul lor, ci s-a uitat direct la acest om și s-a ocupat de el. Și tocmai în acest lucru, faptul că Isus nu a fost prea interesat de planul lor, ci s-a ocupat de om, ne învață o lecție mare de viață. Și anume, nu acorda prea multă atenție planurilor inamicului tău, ci mai degrabă scopului lui Dumnezeu cu tine. We've already learned that the Sabbath is connected to the kingdom and part of the kingdom character is restoration. Am văzut că sabatul este uh, lipit de împărăție și uh, scopul acestei împărății este restaurarea. Notice that Yeshua turned to the experts și observăm acolo că Iesua, Isus s-a întors către experții legii. A fi un expert al legii, un învățător al legii, este un titlu, este un, era mare lucru. It came with a set Era numit astfel doar în cazuri foarte speciale și ca să fii numit astfel, trebuia să îndeplinești o serie de reguli, o serie de cerințe. Așa cum un doctor trebuie să se ocupe de vindecarea unui bolnav, tot așa un expert în lege trebuia să spună adevărul, nu avea voie să-l evite. Notice the question that Yeshua answered.

Pentru voi s-ar putea ca această întrebare să nu, nu pară atâta de importantă, dar era extrem de importantă pentru că se ascunde ceva acolo în textul ei. În the the fiecare zi de sabat, în sinagogă, Tora este citită. And immediately after the reading of the Torah, there is another important part of the service. This important part is the prayers for the sick. Doctors are not there in the synagogue. doctorii nu sunt medici, nu sunt acolo în sinagogă, are not there Asistentele medicale nu sunt acolo în sinagogă ca să slujească, să-și facă meseria. Rugăciunea de vindecare avea ca și scop intervenția lui Dumnezeu în vindecarea celor bolnavi prezenți acolo. That, that sick might be restored to God's created purposes. Scopul era ca acea persoană bolnavă să fie restaurată, adusă înapoi la scopul lui Dumnezeu cu ei. Și veți vedea în Noul Testament, dacă veți citi, că multe din vindecările făcute de Isus au avut loc chiar în ziua Sabatului. This preference for healing on the Sabbath day revealed his identity as God with Și această preferință lui Isus de a vindeca tocmai în ziua Sabatului dovedește, arată intenția lui de a se declara ca fiind Dumnezeu care vindecă în ziua Sabatului, conform rugăciunilor din sinagogă. By the way, a doctor if someone is suffering is able to treat a patient on the Sabbath day. Și o paranteză, un doctor are dreptul să vindece, să se ocupe de tratamentul cuiva bolnav în ziua sabatului. este permis așa ceva? De aceea întrebarea pusă de Iisus oare este îngăduită vindeca în ziua sabatului sau nu? Era o întrebare foarte simplă, un răspuns foarte ușor putea fi dat. But these experts in Jewish law said nothing. Dar textul ne spune mai departe că acești experți în lege n-au răspuns nimic. Ei tăceau, spune versetul 4. Took him and him to Ar trebui să-l luați și să-l vindecați, să-i să dați sănătate. He knew of their plot. He knew of their este evident că Isus le cunoștea planul, le cunoștea intențiile. But

După ce Isus îl vindecă pe omul acesta, le dă baza scripturală. Cine dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu îl va scoate în data afară, în ziua sabatului? Și experții prezenți acolo nu au putut să-i răspundă nimic pentru că adevărul fusese exprimat, era scris. Remember that this took place at the beginning of a Sabbath meal. Și să nu uitați, tot acest eveniment a avut loc la începutul mesei de sabat. Which begins with a series of prayers, care începe cu o serie de rugăciuni, with a teaching, cu o porțiune de învățătură, and now a meal. și apoi o masă. People would look for their seats. Oamenii își căutau mesele, locul la masă de fapt. Beginning in verse 7, we see that Yeshua Și apoi în versetul 7, Isus se uită la modul în care, după încheierea acestei prime părți a întâlnirii, oamenii își căutau locuri la masă. Se uită la ei și mai scoate o lecție de viață. Mm -hmm. Uitați-vă în versetul 8. Când este poftit, când ești poftit de cineva la nuntă. Se menționează nunta. In the book of Revelation, the beginning of the kingdom of God is seen as a wedding banquet. De fapt, știți cu toții în Apocalipsa, începerea împărăției lui Dumnezeu pornește cu o mare nuntă, cu un mare banchet acolo. So, until this time we've seen the Sabbath mentioned and also a wedding.

graba oamenilor de a-și căuta locurile cele mai avantajoase la masă. Stă și se uită la ei și se gândește. Many of you and myself in our lives, we seek honor rather than service. Oare câți dintre noi nu facem la fel? Să căutăm mai degrabă onoarea, cinstirea noastră decât slujirea noastră. We want to exalt self and we forget about our obligation to worship God and to exalt him. Căutăm înălțarea noastră în loc să ne uităm în ce moduri putem să-l înălțăm pe el. Ne căutăm interesele noastre decât să căutăm interesele lui. Câți dintre noi nu ne regăsim aici? Alteori facem lucruri din motive egoiste. S-ar putea să fac un lucru drăguț față de tine, cu un soi de așteptare la untrică ca cum va să mi întorci lucrul ăsta frumos care ți l-am făcut. That is not the perspective of the kingdom of God. Aceasta nu este perspectiva împărăției lui Dumnezeu. We are not seeking to be blessed by one another. Noi nu trebuie să căutăm să fim binecuvântați de altcineva. With the blessing of material things. Binecuvântare materială. But we're seeking to be blessed by God in his kingdom. Și căutarea noastră ar trebui să fie binecuvântarea să căpătăm binecuvântarea lui Dumnezeu în împărăția lui. Yeshua speaks to the people there. Isus vorbește celor prezenți acolo. And he says when you give a great meal, și le spune, când dai o masă mare, do not invite the people that can return the favor, but invite the poor, the lame, those who are struggling. Invită pe cei săraci, bolnavi, cei aflați în nevoie. In order look at verse 14 in order that you will be blessed. Versetul 14. Și va fi ferice de tine. In the resurrection when the resurrection of the righteous, righteous that you will be blessed, that you will find that reward. că la înviere vei primi o astfel de răsplată pentru ceea ce ai făcut, dacă ai invitat astfel de oameni. Messiah spoke about always having the reality and the present mindset of the coming kingdom. Now look if you would, to verse 15. La versetul 15. One of the ones who was reclining at this dinner spoke to Yeshua Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când auzit aceste vorbe, i-a zis. When he heard Messiah emphasizing the kingdom, he said, blessed are those who will be there. Când omul acesta l-a auzit pe Iisus promovând, prezentând împărăția, i-a spus, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. The intent of that sentence was that he would be there, but Yeshua would not. Intenția cu care acest om i-a spus lucrurile acestea a fost următoarea: și anume el va fi prezent acolo, dar Isus nu. Notice how it's read in verse 15, "Blessed is the one who eats bread in the kingdom of God." Ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. That is the one who is going to be present in the fellowship of God. Cel care va fi acolo prezent în prezența lui Dumnezeu.

Această porțiune care urmează ne întreabă pe noi, pe fiecare, aveți în mintea voastră împărăția, sunteți focalizați pe ea? Are we living in a way that reflects our commitment to the purposes and plans of God? Avem o astfel de trăire care să dovedească scopurile și planurile lui Dumnezeu cu noi, cu tine, cu fiecare? Verse 16. Versetul 16. Yeshua responds to this one and he says, a certain man arranged a great banquet and invited many people. now we don't know anything of this banquet as of yet. we don't know for what purpose it's given. but the biblical word here that relates to a banquet Relates to a purpose that is tied to a commandment, a biblical commandment. Dar expresia evrească aici are de a face cu un angajament. Este vorba de o cină mare, de o petrecere dată pe care trebuie să dai. Look on to verse seventeen. la versul 17. Close to the hour of this great meal, the leader sent his servant to say to those who were invited come for everything is ready la ceasul cinei a trimis perobul său să spună celor poftiți veniți căci iată că toate sunt gata the question is are those who are invited are they prepared întrebarea este cei care sunt invitați sunt ei gata sunt ei pregătiți the question for us is

ocupat care ocupă o prioritate mai mare în viața noastră. Planurile care ni le facem, lucrurile care am dorit să le vedem împlinite în viața noastră. Au sentimentul mulți credincioși că Dumnezeu nu-i binecuvintează și nu au această împlinire în ei they're Frustrarea they lor este tocmai aceasta, și anume că Dumnezeu nu îi binecuvintează așa cum își doresc ei, nu le binecuvintează planurile pe care ei și le fac. În loc ca noi fiecare să ne subordonăm planurile noastre planurilor lui și pe acelea să căutăm să le împlinim. Notice that many people were invited to this great festival. But when they heard that everything was now ready and to come, look what they began to do in verse 18. Când totul era pregătit pentru ei, uitați-vă They began to apologize. Au început să se scuze, să se None of them were interested in responding to what this, this master had prepared. And notice how one of them made his excuse.: Și una din aceste scuze. He felt that he had a justifiable reason.: El că are un motiv uh, justificabil. Satan will always convince you if you allow him that your reasons for not serving God are justified. Exact așa se întâmplă cu oricare dintre noi. Cel rău va încerca să te convingă că motivul tău de a-l refuza pe el sau invitația lui, motivul tău este justificat. The first one says, I have just bought a field and I must go and see it. Cel din a zis, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Do you see a problem with that statement? Simțiți problema din această afirmație, din această scuză. This man has bought a field, but he has never seen it before. Omul acesta a cumpărat un ogor pe care nu l-a văzut niciodată. Would a person do such a thing to buy real estate sight unseen? Cine ar face o asemenea prostie să cumperi un teren fără să-l vezi mai înainte? I would suggest to you that he might ar trebui să-l vezi înainte de a-l cumpăra if the person who told him about this opportunity, he trusted dacă cel care i-a spus despre acest teren despre acest ogor despre această oportunitate este de încredere if he, heard good things about that field, he might dacă a auzit anumite lucruri bune despre acel teren, are recomandări bune, atunci ar putea să răspundă în felul acesta. El a răspuns după ce a auzit, nu după ceea ce a văzut. So he says, I request from you, receive my apologies. De aceea îi spune, rogu-te să mă ierți, îmi cer iertare, primește-mi scuzele. Verse 19 speaks about another one that did not want to respond. Versetul 19 ne spune despre un o altă persoană care a refuzat invitația. There in verse 19, this one says, I've bought a group of oxen. Am cumpărat cinci perechi de boi. But I have yet to try them out. Dar mă duc să încerc, încă nu i-am încercat, nu i-am verificat. Now once again, this doesn't make sense at first. Observați la prima vedere nu prea are sens o astfel de motiv. A man would be very unlikely to buy a herd of oxen if he's never tried them, experienced them personally. Nu este foarte obișnuit, foarte normal să cumperi o pereche de boi sau cinci perechi de boi și să nu i verifici înainte de a cumpăra. But perhaps if someone he trusted, someone that he believed in, told him of how great these were, perhaps he might. Dar poate că dacă are o recomandare bună, cineva, un om de încredere, îi spune, cele 5 procte de boi sunt valoroase, le poți cumpăra. Poate că, într-un astfel de caz cu o recomandare bună, poate că un om ar cumpăra. First one did not see, he only heard. And the second one did not experience it. He likewise only heard. Now look at verse 20, please. Acum versetul 20. This final one also had an excuse. Un altul zis, și avea o scuză. And I would suggest to you that this excuse was the worst of all. Și vă spun de pe acum, această a treia scuză este cea mai rea dintre toate. Before we look at that excuse, go back to verse 8 in this text. Întoarceți-vă la versetul 8 din acest text ca să înțelegeți de ce scuza aceasta este deplorabilă. Notice that in verse 8 a wedding is mentioned. În versetul 8 se vorbește despre o nuntă. That fact gives us a clue in interpreting this passage correctly. Acel verset 8 ne dă cheia interpretării versetului 20. Of all these three excuses, the one that we need to focus in on is this third one concerning a wedding. Din toate cele trei scuze auzite, aceasta a treia este cea la care trebuie să medităm cu foarte mare atenție. Now you also need to remember that this special type of banquet is for the purpose of a particular commandment. Nu uitați. Tipul de cină, invitația la această petrecere, are de-a face cu o cină, cu un eveniment uh, pe care ești obligat să îl organizezi. For example, there's this type of banquet when a man or a boy becomes a man at the age of 13, his bar mitzvah. De exemplu, o, un astfel de eveniment pe care este obligat să l organizezi este evenimentul de Bar mitzvah, uh, intrarea în maturitate a unui băiat la 13 ani, orice familie este obligată să organizeze o astfel de cină, un astfel de banchet de petrecere. Another example is when a son is born and on the 8 day you circumcise him according to the commandment. Un alt exemplu de uh, întâlnire de petrecere obligatorie este întăierea împrejur la opt zile de la naștere. Another one is when that same boy if he's a firstborn turns 40 days old. There's another commandment of redemption that is performed. Un alt exemplu este la 40 de zile de la nașterea copilului, când el trebuie să fie răscumpărat din mâinile Domnului, o altă poruncă pe care un părinte trebuia să o execute. I could give you many more examples, but I want you to hear the next truth. Vă mai pot da exemple, dar ce mă interesează este să auziți cu foarte mare atenție următorul adevăr. Următorul lucru are de-a face cu o poruncă a unui eveniment organizat cu scopul căsătoriei. Și căsătoria are legătură cu împărăția lui Dumnezeu. Marriage is a covenant. Căsătoria este un legământ. God speaks of marriage between His relationship with Israel. Dumnezeu vorbește despre relația lui cu poporul Israel ca fiind o căsătorie. Messiah Yeshua speaks of marriage with His relationship to the church. Iisus Hristos vorbește despre relația lui cu Biserica ca fiind vorba de o căsătorie între ei. The highest banquet is a marriage banquet. Cel mai important banquet este un banchet care este legat de căsătorie, de conceptul căsătoriei. In the book of Revelation, when it speaks about the establishment of the kingdom of God, it relates it to a wedding banquet. Inclusiv in Apocalipsa, când se vorbește despre întâlnirea întregului lui popor. la altă, în prezența lui se vorbește despre o mare nuntă a mielului. Verse 20, please. Versetul 20 în sfârșit, ascultați-l. The third one here's his excuse. I have just married a woman. Tocmai acum m-am însurat. Therefore I'm not able to come. Și de aceea nu pot veni. Now that seems the most reasonable. La prima vedere, un astfel de argument, o astfel de scuză pare rezonabilă. În termenii biblici, o astfel de afirmație spune că nunta tocmai a avut loc. În in in cele mai multe comunități, indiferent de cultură, după nuntă are loc luna de miere. People can get off work for this. Family and friends give money for the honeymoon in many communities. In other words, a honeymoon is a big deal. But in Judaism, there's a segment that has to take place before the honeymoon. Dar în cultura evreiască există un lucru care trebuia să aibă loc înainte de luna de miere. That is a banquet must Întotdeauna un banquet trebuia să preceadă luna de miere. Not just one banquet, but seven banquets. Nu doar un, o petrecere, ci mai multe petreceri. 7. In the Jewish community, the observant Jewish community to this day în comunitățile evreiești care țin de obiceiurile lor, chiar și în ziua de astăzi, after the wedding night, după noaptea nunții, the couple will stay at a different family or friend's home cei doi căsătoriți, noul cuplu, în fiecare seară stă în casa unui prieten sau a unui membru din familie. For seven different Șapte nopți la rând își petrece noaptea în casele altora. And each night the home blesses Și în fiecare din cele șapte nopți, fiecare familie gazdă îi binecuvintează pe cei, pe tinerii căsătoriți. These blessings are known as or simply Și acest obicei se numește simplu cele șapte binecuvântări. The number seven also relates to the Sabbath. Numărul șapte, din nou, are tangență, se referă la sabat. În comunitatea evrească există un adevăr foarte important. Și anume, ori de câte ori există un banchet în acea comunitate, if there's a couple who are rather poor, dacă există un cuplu care este sărac, They can participate in the banquet for another commandment. El poate să în and this elevates that, that banquet, that first banquet, up to the highest. It is very significant here in the biblical language that a banquet is mentioned, but we're not told what commandment it's for. Este important în limbajul biblic că când îi se spune despre acest banchet, dar nu îi se spune ce fel de angajament, ce fel de cină a fost dată, cu ce ocazie. Să vă povestesc un lucru care mi s-a întâmplat mie. I was in a in Israel, eram într-o afacere în Israel. And I to get a from a și aveam nevoie de o semnătură de la un client. That same night, I was going to be flying out of Israel to the United States. I went to this banquet. -am dus la acest, la petrecere. It was after the wedding canopy, that is, the service was over. Because the signature I needed was one of the band members.

De fapt, îi spusesem soției, voi fi acasă într-o jumătate de oră. Am intrat înăuntru, am luat semnătura, deja eram în drumul spre ușă, când tatăl lui m-a observat. Who I was. Și m-a întrebat, cine ești? I I-am spus de ce am venit și eram gata să plec. And he looked very insulted that I would not participate in his family's wedding. Și am vazut pe fața lui că s s-ar simți extrem de insultat dacă refuz să particip la nunta din familia lui. This man that I had never met before put his arm around me. Omul acesta pe care nu l-am cunoscut în viața mea așa pus mâna după umărul meu. And took me to his table, the head table. Și m-a dus la masa din față, la masa lui. Soon thereafter, another plate was brought at the time of the meal. I ate and I wanted to leave. But you can't eat and run in that culture. The point is that a wedding is a great celebration that goes on for seven days. Ideea este următoarea. O nuntă este o mare celebrare care continuă vreme de șapte zile. And just banquet. Și tocmai de aceea, acest argument din versetul 20, omul care tocmai s-a însurat, locul lui era să vină la banchetul respectiv. But, and the status of that banquet Și în felul acesta, doar prezentându-se acolo, imaginea acelui banchet ar fi fost elevată, ar fi dat mai multă importanță pentru că încă un cuplu este acolo să onoreze nunta. In În In alte cuvinte, acest al treilea răspuns spunea acest lucru: Nu vreau să vin și să onorez, să uh, ridic petrecerea cuiva. The question I have for you tonight is are you willing to share the joy of your kingdom experience, your salvation with others? Întrebarea mea pentru voi în această seară este: Ești gata să onorezi, să ridici bucuria unei nunți în împărăția lui Dumnezeu? Look now to verse 21. Versetul 21. When this servant, who was instructed to go out and tell everyone the time was ready for the banquet, when he returned, -a robul, a spus său he told the master of the house what had taken place with these individuals who would not respond to the invitation. Yes, I said that. Oh, okay. And then we see that the master of the house was very angry. Atunci, Stăpânul casei s-a mâniat. S-a mâniat pentru că oamenii aceștia erau dezinteresați de evenimentul lui. Și înțelesul din spate este acești oameni erau dezinteresați de împărăție. For one, real was more pentru unul, un teren era mai important.

Dumnezeu nu va nici familia, He's not going to bless your business. Nu va nici afacerea, He's not going to work in your life. Și nu va lucra în viața ta. Now, look, if you would, to verse 21 in the middle of the text. La mijlocul versetului the master commanded his servant to go out quickly into the streets of the city and into the alleys, and he says, and bring here all the poor. the disabled, the, blind, the lame. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său, du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. Now, these individuals rep represented those who needed restoration. Toți acești indivizi prezentați aici, ei reprezintă omul care are nevoie de restaurare.

Și eram un membru al împărăției când eram ca voi. I was far removed from the kingdom perspective. Eram încă departe de perspectiva împărăției. The reality of the kingdom seemed very distant to me. Realitatea împărăției era undeva departe pentru mine. It was something in the sense of insurance when I would die. Era ceva ce avea urma să aibă loc undeva când voi muri. And for someone who was in their 20s, death seems so far. In other words, the kingdom was not on my horizon. And unless you're cognitively thinking and planning your response, how the kingdom impacts your life, you are going to miss out on so much of what God has for you. Dacă nu faci într-un mod voit, deliberat, nu vrei să te gândești la împărăția lui Dumnezeu și care este impactul ei în viața ta și ce așteaptă el de la tine, nu vei reuși să-i pricepi voia și împărăția. Unul dintre cele mai prostești lucruri în care un om se poate implica este asking God să one's plans, one dreams, one's hopes. Este să-l roage pe Dumnezeu să-i binecuvinteze planurile lui, visurile lui, nădejdile lui. It is arrogance and it is pride to think that your plan for your life is better than God's plan. Este aroganță lucrul acesta, să crezi că planurile tale, visurile tale sunt ceea ce este mai important decât planurile și visul lui Dumnezeu pentru tine. Și partea acestor planuri a lui Dumnezeu pentru tine este să te preocupe, să te intereseze toți aceia care au nevoie de această restaurare. In verse 22, the servant says, What you commanded I've already done. But now look at verse in versetul 23. He says, Go into the highways and the smaller highways. And here it is. He says, Compel or force people to enter in, that my house may be full. Și stăpânul a zis robului, ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce vei găsi, silește să intre ca să mi se umple casa. A person who is kingdom-minded is going to be burden for those who are outside that kingdom o persoană care este preocupată de împărăție, care are în mintea ei împărăția lui Dumnezeu, este persoana care este preocupată de cei care sunt în afara împărăției, să meargă și să-i aducă. Many people feel, what can I say? How can I compel a person to receive that gospel? Și mulți oameni se întreabă, bine, dar cum aș putea să îi conving pe oameni? Cum aș putea să le spun lor într-un mod convingător să vină în împărăție? But this text as we've already seen speaks about individuals who would buy real estate having never seen. Mai ales că în acest text ni se vorbește despre oameni care cumpără terenuri pe care nici nu le-au văzut înainte. Who would buy oxen who they've never experienced or they tried? Care cumpără boi pe care nici și măcar nu i-au încercat înainte? They responded by what they heard. Oamenii care răspund prin ceea ce au auzit. And when you and I share the message of the kingdom, when we talk about the God who's able to restore every aspect of our life back to His will, when we talk about the God who's able to restore every aspect of our life back to His will, când vorbim who is ready to forgive and extend mercy and to save us from our foolish plans and desires un care ne poate din și dorințe, and to exchange Him for His perfect plan for your life? Viața și mea. When one hears that, the Holy Spirit moves. când oamenii aud aceste lucruri, de acolo încolo este treaba Duhului Sfânt să i miște. The Holy Spirit does the work of conviction. Duhul Sfânt face munca de convingere. Și în momentul în care acea persoană ascultă, este născută în împărăția respectivă. Notați modul în care acest pasaj se încheie. It begins actually in verse 15. The fapt, începe în versetul 15 with this expert of the Torah cu expertul în Torah who heard the truth of Messiah Yeshua care aude adevărul din gura lui Mesia, Isus, who said, blessed, blessed are the ones who will be part of the resurrection of the righteous care spune, fericit este acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu when the Torah teacher heard this, când acest învățător al legii a auzit cuvintele acestea, pilda aceasta. He looked at the son of God. El l-a privit pe fiul lui Dumnezeu. And he made a statement to imply, Și a făcut o afirmație care implica i "You'll be in the kingdom, but you, Yeshua, will not." Implică următorul lucru: "Eu, Isus, vei fi în împărăție și tu nu vei fi." This one who knew the scriptures apparently so well. Acest om care știa scripturile aparent foarte bine, but who did not respond to the truth. Le știa bine, dar nu răspundea adevărului pe care îl știa. Because they came to that Shabbat. Pentru că au venit la acea masă de sabat. With the purpose of fulfilling their desires. Cu dorința de a împlini propriile lor dorințe.

Că nici unul din voi cei de față, din grupul prezent acolo, that were to this festival, nici unul din cei poftiți la acest mare festival, will taste from this meal. nu va gusta din cina mea. Do you see the Observați conexiunea? Omul acesta în versetul 15 spune lui Isus, tu nu vei fi acolo. Și era foarte sigur pe el de afirmația tocmai făcută. În limbajul biblic se observă o mare aroganță în acel verset, în acea afirmație a fariseului. Dar acest învățător al legii, care ar fi trebuit să cunoască scripturile, era atât de departe de adevăr. And when we do not seek the purposes of God, that truth that we've been taught when we were young, even that truth that we learned last week, până și că învățat săptămâna trecută, when we focus upon our plans and our purposes, când pe noastre, pe noastre, there becomes a darkness over the things of God. Lucrurile lui Dumnezeu devin întunecate. We nu can, le mai percepem. Nu le mai vedem așa cum Dumnezeu și ar dori să le vedem. Vă rog să plecați capul, să închideți ochii. Doamne, Dumnezeule, Dumnezeul părinților noștri. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. God of our Messiah Yeshua. Dumnezeul lui Isus, Mesia. Lord, we pray to you on this Sabbath day. Doamne, ne rugăm în această zi de sabat. That we might understand the glory of your kingdom. Să înțelegem această glorie a împărăției. And that kingdom can be even experienced within us today. Să pricepem că această împărăție ta poate fi experimentată în noi chiar astăzi turn aside dreams, când ne întoarcem de la visurile noastre, de la planurile noastre, de la dorințele noastre. Și ne orientăm înspre tine, și te căutăm pe tine. When Când ne dăm toate silințele să ascultăm de adevărul tău. Te rugăm, Doamne, încurajează-ne încurajează-ne astfel încât atunci când ascultăm cuvântul tău, you will reveal to those who Să l descoperi tuturor acelor care te vor căuta și îl vor căuta. Your planurile tale ascunse pentru viața lor. Doamne, te rugăm să începi să-i călăuzești, să le dai direcție. To open certain doors and to close the others. To grant us your perspective. Să ne ofer, să le ta. So that we might walk with you. Astfel încât să umblăm cu tine. That your glory might be seen in and through us. And others might see that and want what we're experiencing. pentru că alții să o vadă și să dorească să experimenteze ceea ce noi avem. And, and you will be preparing their hearts for our proclamation. Și să le pregătești inimile lor pentru proclamarea adevărului tău prin gurile noastre. That they might hear and believe. Să audă și să creadă. For this we ask in the blessed name of our Lord and Savior, Messiah Yeshua. Și acest lucru te rugăm în numele Domnului nostru binecuvântat, Isus Mesia. Amen, de amen. Amen. Amen.